Rugăciunea înseamnă entuziasm, efort, evlavie. Pentru a atinge inima lui Dumnezeu, trebuie să luptăm și să fim perseverenți, să nu dăm înapoi, să nu ne oprim. Dragii mei, vă invit să mijlocim și să ne ridicăm glasul spre Dumnezeu și să ne rugăm pentru micuța Ruth, de 4 ani, care este internată la Timișoara cu probleme de sănătate. Dumnezeu să dăruiască viață și vindecare. Dumnezeu să asculte rugăciunile noastre. Vă mulțumesc în numele familiei pentru mijlocire și rugăciune. Cu dragoste, Ciprian Bârsan. Distribuie și abonează-te pe canalul nostru de YouTube, Focus Creștin.